Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În seara asta vă propun o temă care, de pe 29 septembrie încoace, de la ultima ședință de Consiliu Local, ședință ordinară, a trezit niște animozități între iubitorii de animale și oamenii care sunt de partea cealaltă a taberei. Și am invitat în această seară trei persoane dedicate acestui segment, și anume trei iubitori de animale care sunt implicați în acest domeniu. În partea a doua emisiunii o să vedeți că o să vină doi consilieri locali, o să discutăm despre tema pe care o abordăm aici strict și punctual și despre alte teme. Dar să vă fac cunoștință cu invitații mei de astăzi. Aveți la dispoziție numărul de telefon 0734313333. Trebuie să știți că invitații în prima parte vor avea la dispoziție 40 de minute. Așa că, dacă veți interveni telefonic, rugămintea este să fiți punctuali, să nu intrăm în dialog, pentru că pierdem timp și vrem să discutăm cât mai multe în această parte a emisiunii. Invitații mei de astăzi sunt, de la stânga la dreapta, doamna Elena Bădicu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Doamna Ionelia Alexandrescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și domnul Claudiu Dumitriu, vicepreședinte Federația Națională pentru Protecția Animalelor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Bădicu este și președinte la organizația... Prieteni fără grai. Prieteni fără grai, da? Scuze, am uitat să zic lucrul ăsta. Dumneavoastră, sunteți pe undeva la Bruno Lange? Nu. Ok. Haideți să discutăm un pic, deci practic despre ce este vorba, ce eu vă propun eu. Dumneavoastră sunteți cei care militați pentru a se construi un adăpost nou, mă rog, pe lângă cel care este la Bucu, în Ploiești. În Ploiești, lângă Ploiești. Unde? Trebuie subliniat foarte clar acest aspect. Da, pentru că oamenii... Lângă, nu în... Eu n-am apucat să văd proiectul. Dar marginea orașului. Unde? E locuibilă zona? Asta vă întreb. Nu noi alegem zona. Zona va fi aleasă de către cei de la primărie, încă? Nu se știe. A existat un proiect propus de fostul primar Volosevici, care eu am înțeles că era într-o fază destul de avansată, cu autorizații, cu aprobări, cu un proiect care nu a mai fost făcut public după ce dumnealui nu a mai fost primar. Iar în momentul în care a venit domnul Bădescu ca și primar, acel proiect s-a dat undeva într-o parte și s-a venit în față cu această propunere de a se face adăpost la Valea Călugărească. În niște condiții, și asta nu spun din punct de vedere al adăpostului ca și creație, în niște condiții de parteneriat cu primăria de la Valea, mie ca și cetățean, nu din alt punct de vedere, foarte dezavantajoase pentru Ploiești, în primul rând. Foarte. Asta, bine, puteți să exemplificați de ce sunt dezavantajoase? Da, de exemplu, am înțeles... S-ar putea să fii subiectivă și oamenii să vă percepă așa. Am înțeles că pentru adăpostul preconizat lângă Ploiești ar fi un buget în jurul a 3,5 milioane euro, pentru cel preconizat la Valea Călugărească, 6,57 milioane euro. Unul la mână. Doi la mână că s-ar fi semnat un contract de parteneriat. Deci nu știu amănunte de astea. Pe 10 ani, după care acel adăpost și cu toți banii investiți de primăria Ploiești să rămână la Valea. Bine, astea sunt, discutăm pe supoziții în momentul ăsta și pe informațiile pe care le-am. Eu vă spun că știu că s-a aprobat acest proiect cu Valea Călugărească. Da. Nu știu dacă s-a încheiat un parteneriat, dar era vorba să se încheie un parteneriat. Eu știu că era încheiat parteneriatul. Bun, deci eu vă spun că eu nu am certitudinea că a fost încheiat, pentru că nu s-a, nici bugetat n-a fost. Nu știu sumele de unde le ziceți. Astea urma. Eu am fost la ședința de Consiliu, ultima ședință de Consiliu. Așa. Am stat până la capăt, bineînțeles. Și acolo eu vă spun ce am auzit. Nu am văzut eu actele. Deci aceste sume s-au vehiculat din partea PNL-ului cu acest buget de 3, din partea PSD-ului cu acel buget de 7. Și aceste condiții care până m-au surprins. Adică nu s-au votat. Nu, deci s-au discutat. S-au discutat. Ca să înțeleagă pe respectatorii foarte clar. Nu s-a ajuns la nicio concluzie, într-adevăr. Am înțeles. Haideți să luăm întâi doamnele, da? Doamna Bădică, dumneavoastră ce părere aveți despre chestia asta? Haideți să vedem de ce Ploiești, sau marginea Ploieștiului, cum bine ați spus, ați subliniat, și nu Valea Călugărească. Nu vreți să o lăsați pe doamna Bădică? Ia ziceți-mi. Tot din aceleași motive,
Și încă un motiv în plus că este totuși foarte departe de oraș. Pentru că ce mi s-a spus mie referitor la opoziția dumneavoastră este legată tocmai de această depărtare de oraș și vă îngreunează practic misiunea pe care o aveți. Practic este greu și pentru angajați să vină în oraș, să captureze câini, să-i ducă la Valea. Mi se pare totuși o consum mare de timp, de bani, de... Nu cred că ar fi o soluție. Și mai știu că și zona aceea n-ar fi foarte bună, fiind o zonă unde a fost în apropiere sau în zona unde a fost uzina chimică. Păi știu că acolo sunt munți de pirită. Da, sunt munți de pirită, care din unele informații, când bate vântul, pirita aceea chiar zice că se împrăștie mai pe asta. Bine, ar fi militați pentru sănătatea celor... Și a oamenilor și a animalelor, da. La urma urmei. Mai vreți să ziceți ceva sau lăsăm și pe domnul vicepreședinte? Ia ziceți domnul vicepreședinte. Da. Claudiu Dumitriu, ca să recunoască telespectatorii. Da, vă mulțumesc. Ideea este următoarea. E o speță destul de nouă, de... interesantă. Ultima informație plăcută care fusese atunci discutată despre Ploiești era acea hotărâre de Consiliul Local, luminată, care încerca să lucreze la sursa apariției câinilor pe stradă, adică să se castreze. Până a apărut Ana Moiță. Până au apărut oameni care, da, se pare că... Răuvoitori. Au interesul să saboteze orice formă umană și eficientă de a rezolva această problemă. Acum am revenit la Ploiești într-o controversă interesantă în care fiecare are câte un proiect, așa îl văd în așa. Există un adăpost de bază despre care acum eu nu înțeleg de ce nu se mai vorbește despre această locație. Adăpostul de la Bucov l-am vizitat chiar săptămâna trecută și mie mi se pare o locație adecvată, adică nu există clădiri, nu există, nu știu, care ar fi motivul să se mute în primul rând acest adăpost. Acum, ca și... Vă întreb un pic ca să vă dau un motiv. Vă rog. Palpabil. Există un litigiu între primăria Bucov și primăria Ploiești de câțiva ani. De zile. Și în acest litigiu se cere ca parcul Bucov, cu tot cu adăpost, să intre în patrimoniul Bucovului. Înțelegeți? Asta ar fi singura... Păi am înțeles că terenul este al Bucovului. Păi da. Terenul. Și dacă iei terenul, nu iei și adăpost și parc și toate alea. De aici s-a pornit, de fapt, ideea relocării adăpostului de la Bucov, din acest motiv. Bun. Deci dacă la un moment dat se va ajunge la concluzia că această dispută între comuna Bucov și orașul Ploiești, dar aici iarăși e un semn de întrebare că această conlucrare datează de foarte multă vreme. Există și o grădină zoologică, înțeleg, acolo. Da. Bănuiesc că și aceea va fi relocată odată cu... Dacă se ia terenul normal, că și e, botanic, e firesc. Și grădina botanică. Știți că asta e prima întrebare. De ce doar adăpostul de câini este... Locația, repet, în sine ar putea să dea posibilitatea unei dezvoltări și unei construcții extrem de adecvate. Acum, într-adevăr, în momentul în care o unitate administrativă teritorială construiește, trebuie să o facă pe o bază solidă, adică pe un teren care îi aparține. Ei, după aceea apar aceste două proiecte. Există un proiect care într-adevăr a fost avizat, s-a făcut un studiu de fezabilitate și care și eu am înțeles la ședința de Consiliu Local are un cost aproximativ de... Vă referiți la cel de la Valea Călugărească? Nu, mă refer la cel de la marginea orașului. Deci, proiectul care a existat... Păi da, dar știți care e problema? Mă iertați că vă întrerup. Dar eu am convocatorul aici pe desktop și în hotărârea de Consiliu care a fost supusă votului și n-am reținut dacă s-a aprobat sau nu. S-a abrogat. Deci n-a fost aprobată, nu? S-a abrogat cel avut de domnul fostul primar Volosevici, iar cel cu Valea Călugărească a rămas așa. Bun, dar aici e vorba de... Mă iertați că v-am întrebat și vreau să fac o precizare că acest proiect este proiectul 36, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amenajarea de post pentru câini comunitari, inițiat de viceprimarul Ganea și de consilierii și așa mai departe. Cel de la Valea, adică.
Da, nu spune. Bănuiesc că da. Da, din păcate, legea transparenței decizionale este aplicată după ureche, exact cum fac eu acum, după ureche la Primăria Ploiești și militez de luni de zile ca să înceapă, să ne trimită și nouă proiectele, cum scrie acolo, cu 30 de zile înainte, nu după, nu niciodată. Că, da, și noi ne confruntăm. De exemplu, asta nu le-am. Da, ne confruntăm des cu chestiunea asta. Noi sunt și președintele unei asociații care se numește Alianța pentru Combaterea Abuzurilor și care a fost construită în momentul în care am văzut că multe autorități publice, pornind de la chestiuni de protecție animalelor, refuză să ne ofere exact această transparență decizională, proiecte, în fine, tot soiul de abuzuri, și atunci am fost nevoiți să avem o asociație și o activitate juridică tocmai ca să combatem și acest gen de comportament. Exact, da. Iar aici, din punct de vedere al administrației locale, e o speță foarte interesantă. Deci o administrație, și să vedeți și din punctul de vedere al folosirii unor bani publici. Deci noi, în primul rând, trebuie să comparăm două proiecte care trebuie să vedem ca și anvergură sunt apropiate sau nu. Bun. Dacă ar fi, întrebarea emisiunii noastre era dacă alegem una din variantele sau unde e mai bine pentru mutarea adăpostului. Acum, mai rămâne o întrebare, unde e legal să mutăm adăpostul dacă acea locație de la Valea Călăgurească... Ridicați o problemă interesantă. De ce vorbim de legalitate? Că până la urmă bănuiesc că există legal posibilitatea. Eu le-am spus și în ședința de Consiliu Local. Să considerați că nu el este legal la Valea? Da, de ce? Da. Din motivul prin care mai ales un municipiu, legea spune clar, fiecare în situația în care există o problemă cu câinii comunitari, o unitate administrativ-teritorială trebuie să-și înființeze un adăpost de câini pe raza acestui UAT. Deci nu un. Există niște excepții cu vecinătățile, dar în niciun caz eu nu văd posibil ca un oraș, un municipiu, să-și mute adăpostul nu știu pe unde. De asta spune legea? Asta spune legea. Da. Asta spune legea. Deci din punctul meu de vedere, nu există nicio... Mai există o chestiune care s-a mai speculat cu vecinătatea. Deci cum sunteți dumneavoastră cu Bucovu, ar fi o chestiune. Deci chiar o localitate la marginea orașului, da? Și chiar nici nu îți dai seama când ieși din Ploiești și intri în Bucov, acolo fără îndoială că există o posibilitate. În schimb, când tu te duci, treci, tranzitezi prin mai multe localități și te oprești undeva și zici, domnule, Ploieștiul aici își mută adăpostul de câini, din punctul meu de vedere, nu mai poți să faci această investiție și e absolut ciudat. Adică dacă un municipiu nu își poate găsi un teren propriu pe care să construiască și înțeleg că în primul proiect, se identificase un teren, se făcuse un studiu de fezabilitate și deja acest proiect este scos pe seap. Deci aici, din punctul ăsta de vedere, rămâne foarte interesant ce se întâmplă în administrația publică locală. Nu ne mai discutăm de câini și de locația mai bună, este această practică. Dom'le, fac unii, încearcă să facă la un moment dat, după aceea totul se anulează până și... Să știți că avem un telefon și ați vrea să concluzionați înainte de a-l lua. Deci din punctul meu de vedere trebuie să se vadă exact dacă din punct de vedere legal se poate muta adăpostul la... Da, continuați, se poate muta adăpostul la Valea Călugărească și opinia mea pe care am exprimat-o și în Consiliul Local. Ce m-a frapat un pic, m-am lovit așa de o mică ostilitate. În primul rând mi-au zis, domnule, dar de ce ați venit dumneavoastră? După aia mi-au zis, domnule, stați că procedural nu ne-ați anunțat la începutul ședinței. Sunt niște chestii din punctul meu de vedere. Eu ce să înțeleg de la dumneavoastră? Că împreună cu aliații pe care îi aveți, dacă acest proiect, dacă se va face acest studiu de fezabilitate la Valea Călugărească, și se va antama și, știu eu, și parteneriatul și se vor pune bazele. Dumneavoastră veți contesta în instanță cu privire la legalitatea acestei măsuri pe care ați spus-o mai devreme, că orice unitate administrativ-teritorială trebuie să aibă un adăpost pe raza teritoriului administrativ de care dispune? Da, deci punctul meu de vedere, cel puțin ca și asociație, este acesta, că această mutare a adăpostului la Valea Călugărească nu are o bază legală și în acest context va trebui să contestăm dacă
Consiliul Local. Dar mărturisesc că n-am reușit, n-am apucat să studiez legea. Eu am fost axat mai mult pe acest proiect și pe acest proiect care s-a dezbătut pe 29. Dar vreau să spun, sunteți foarte sigur că există această prevedere legală? Da, eu din punctul meu de vedere și al interpretării pe care o dau eu legii în vigoare, nu există posibilitatea ca un municipiu, și nici n-am mai văzut, și din practica curentă, n-am mai auzit Clujul să-și mute adăpostul nu știu pe unde, sau Brașovul să-și mute la 20 de kilometri. Deci nu există, și din celălalt punct de vedere al oamenilor care trebuie să vină la adăpost, cei care vin să ajute câinii, cei care vin să lucreze acolo, și ba mai mult populația, un adăpost din acesta de câini nu e ca o groapă de gunoi pe care o muți tu undeva și să fie cât mai izolată, să nu deranjeze pe nimeni. Un adăpost de câini trebuie să fie integrat în comunitate. Ne semnalează cineva și ne cere, și e o steomă mică de copil, spune că bună seara, la intersecția dintre strada Mărășești și Zăganul este un mic părculeț unde o haită de câini, unde este o haită de câini periculoși. Copilul meu merge la școală pe jos zilnic și este foarte frică. Pleacă mai devreme ca să ocolească străzile, să nu muște câinii. Deci are o fetiță, doamna. Adică merge mult pe jos. Cum se poate rezolva această problemă? Neavând pe nimeni din administrația locală, o să vă rog pe dumneavoastră să dați o soluție și să ne și ținem de ea începând de mâine pentru telespectatoarea noastră care ne-a solicitat sprijinul. Și vă mulțumesc anticipat pentru ceea ce urmează să facem. Eu înțeleg că aveți un serviciu public al orașului Ploiești și atunci simt cel mai adecvat mod este să se sune, nu? La... Da, problema, aceste probleme din păcate apar, și din păcate numai aceste probleme apar. Deci oriunde te duci în oraș, în general, iubitorii de câini sunt priviți cu anumiți ochi. Nu spun cum sunt ochii aceia, iar cei care semnalează astfel de incidente sunt apreciați ca și cetățeni activi. Nu, haideți, păi nu, aici da, nu vă dau dreptate. Problema, e vorba de o mămică. Da, mămică. Și eu sunt mămică, da, și am o fetiță. Dar sunteți o iubitoare pasionată de, da, de animale. Și, dânsa este dar în același timp neutră, sunt și mămică. Sunt de acord cu asta. Și aș vrea să fiu cât se poate de imparțial. Da, imparțială vreau să fiu și eu. Nici noi, iubitorii, nu vrem acești câini pe stradă. Asta este foarte clar. Dar vrem să se creeze niște condiții decente pentru a-i captura. Ca o urmare a acestui act de capturare care se petrece niște condiții, nu intrăm în amănunte, trebuie neapărat urmată de o sterilizare. Totul, absolut, tot ce decurge pe străzi, problema acestor câini este numai din vina administrației. Și lumea trebuie să înțeleagă că nu iubitorii de animale, nu ONG-urile sunt de vină că sunt câini pe străzi. Aici sunt de acord cu noastră, pentru că domeniul public aparține administrației locale. Și tot ce se află pe străzi aparține din vina administrației. Din vina indiferenței administrației. Pentru că trebuie bine, să le spunem pe spectatorilor că există o hotărâre de Consiliul Local din 2015, HCL 502, care... Îmi aparține, ca să zic așa, dar nu asta e problema. Problema este că sunt niște reglementări acolo, este un regulament. Cum se poate acționa? Din păcate, se face un an aproape și noi nu am ajuns să aplicăm această hotărâre de Consiliu Local, să achiziționăm o utilitară, unitate sau mobilă, cum îi zice, da, ca să putem steriliza prin curți. Pentru că de aici noi trebuie să înțelegem fenomenul. Exact. Că degeaba, acolo este robinetul, în curții. Exact. Noi degeaba discutăm, ne strângem, putem să ne discutăm 50.000 de ani de acum încolo. Problema este să găsim cauza. Care e cauza? Cauza că nu folosesc prezervative câinii, de exemplu, da, nu? Da, da. Și ei nu sunt controlabili din punctul ăsta de păi vedere. Ei, dacă și atunci dispar din vedem locul... cum se întâmplă, mă iertați, că vreau să prezint și imediat. Sau ziceți dumneavoastră până la urmă. Nu, dacă nu dispar din locul respectiv, mâine se duce hingherii și îi capturează. Vă spun eu, în puțin timp se adună alții. Exact. Exact, pentru că își caută teritorii pe care să supraviețuiască. Până la urmă e o vorba de supraviețuire aici, nu? Sunt aduce la periferia orașului, de la sate. Asta spun. Trebuie un control amănunțit asupra acestui fenomen. Da? Cum? Prin educarea populației, prin implicarea, iată, în hotărârea respectivă de Consiliul Local, știți foarte bine că s-a creat un departament, sau ar trebui să se fi creat, dar nu s-a creat, un departament la Poliția Locală care să acționeze în sensul ăsta. Da, că
vedeți, da? cât nu există greu nimic. Da. Deci avem, pentru că o doamnă din București, și trebuie să spunem lucrul ăsta, apropo că e concitadină cu dumneavoastră, trebuie să spunem... Nu, eu sunt brașovean. Dar deci stați în București, nu? Nu stau, merg foarte des în București. Deci nu, da, credeam că sunteți de acolo. Nu, sunt brașovean. Asta e problema. Adică noi avem acum blocat acest proiect, această hotărâre de Consiliu, pentru că cineva... s-a găsit să... avem la telefon pe doamna Mager, pe care o așteptați cu drag, să vă citesc așa în ochi. Bună seara, doamna Mager. Bună seara. Doamnă, noi aici discutăm despre studiul de fezabilitate care s-a dezbătut în Consiliul Local, referitor la amenajarea spațiului adăpostului la Valea Călugărească. Aveți aici contestatarii, practic, ai acestui proiect, cei care doresc ca să fie undeva la marginea Ploieștiului acest adăpost și nu la Valea Călugărească. Aș vrea să știu și punctul nostru de vedere și să vă spun că în strada Mărășești, ne-a spus cineva mai devreme, și vă rog să țineți cont, profit de ocazia asta, îmi cer scuze, doamnelor și domnule... Nici o problemă, nu facem altceva decât să ne facem datorii. Deci vă rog să vă notați, dacă se poate, sau să rețineți, la intersecția strada Mărășești și Zăganului, la un părculeț acolo există o haită de câini periculos și a semnalat cineva. Rugămintea este ca data trecută să luați și dintre iubitorii de animale sau dintre membrii ONG-urilor să participe la această capturare și sterilizare sau ce se întâmplă acolo. Această invitație către toți membrii ONG-urilor și toate doamnele iubitoare de către câini le-am făcut-o zilnic. Știți că există acele contracte de voluntariat care dânșii le-au semnat și prin acelea vin zilnic în adăpost, se ocupă de absolut orice acolo, de la hrană, mâncare, curățenie, mers cu noi, deci nimic nu li s-a interzis. Am înțeles. Dar vă vorbeam strict de Zăganului cu Mărășești, când vă veți duce mâine. Am înțeles. Da? Nici o problemă. Adică da, aveți numărul de contact ca data trecută, dacă s-a procedat, că nici nu știu dacă ați luat-o pe doamna Bădicu. N-ați luat-o? Nu, nu m-am dus eu. A, nu v-ați dus asta. Nu a venit însă. Am înțeles. Da, ideea este să existe o colaborare. Vă rog, punctul nostru de vedere referitor la adăpostul de la unde doriți. Exact cum am mai spus și până acum, punctul meu unic de vedere și punctul doamnelor, părerea mea că este mai puțin important. Importantă este percepția ploieștenilor. Sunt peste 200.000 de ploieșteni care ei trebuie să-și dea o părere. Asta este singurul meu punct de vedere. Deci trebuie să știm ce înseamnă un adăpost, să înțelegem ce înseamnă un adăpost. Deci asta a fost numai dacă vii să stai minim o oră, o invitație care am făcut-o și către Consiliul Local și domnul primar, să vină într-o zi să stea o oră în adăpost și atunci o să vadă exact percepția reală asupra unui adăpost de câini. Totuși, 2500 de câini într-un oraș nu mi se pare corect pentru ploieșteni. Eu înțeleg și punctul de vedere al doamnelor că le este greu cu naveta. Dar hai să nu ne gândim la noi personal, la binele nostru, să ne gândim la binele la peste 200.000 de ploieșteni. Sunt foarte multe lucruri care implică un adăpost. Deci, în primul rând, oricât de curățenie ai fi și oricât ai îngriji, ați văzut și un câine, dacă îl ții acasă, tot există un miros. Gândiți-vă la 2500 de câini. Lătratul a 2500 de câini. Eu nu cred că este corect pentru acei oameni, acei locuitori din acea zonă. Am înțeles. Haideți să vedem. Mai rămâneți un pic, da? Să spună și doamnele. Vă rog. Cu mare plăcere, da. Punctual. Recent, nu este o lună, am primit răspunsul de la DSV al unei sesizări în care se specifică foarte clar un număr de 928 de câini în adăpost. Mă îndoiesc că într-o lună de zile acei câini au ajuns la un număr de 2500. Probabil că doamna Mager are tendința doamnă, de a exagera un pic. Doamnă, că intervin. Vorbesc de adăpostul nou care se va crea pentru 2500 de locuri. Deci e vorba de ce se va crea. Specificați, pentru că cine va veni la Bucov nu va vedea 2500 de câini, asta cu siguranță. Nu, eu vorbeam despre o percepție generală asupra unui adăpost. Specificați. Haideți să trecem la următoarea întrebare. Și dați-mi voie, mai vreau să intervin cu ceva dacă îmi dați voie. S-a vehiculat și la ședința de Consiliu a se cere părerea ploieștenilor. Am observat modul în care a început să se ceară părerea ploieștenilor. S-a lansat o petiție online pe internet cu niște motive pentru care să, și aici vreau să subliniez titlul petiției, să nu acceptăm adăpost de câini în Ploiești.
nimeni nu a pus problema unui adăpost de câini în Ploiești. Dar vă rog, da? Să spuneți, deci, dumneavoastră, este o exprimare tendențioasă, doamna Moagher, este o exprimare tendențioasă și pentru cei care nu cunosc problema și care nu sunt în miezul problemei, dacă pot să spun așa, cum suntem noi, vor înțelege că primăria vrea să construiască adăpost de câini în parcul de la vest, de exemplu. Cu tot respectul, poate le spuneți dumneavoastră care ar fi avantajele construirii unui adăpost în Ploiești. Absolut. În primul rând, ajutorul nostru al voluntarilor. Am înțeles. Aș vrea să întreb și eu pe doamna director dacă... Și alt avantaj. Aș vrea să mai știu. În afară de ușurarea transportului dumneavoastră personal. 3-4 persoane. Avantajul va fi în primul rând al primăriei, al administrației și al cheltuirii banilor publici. Care ar da, fi este acesta? Primul avantaj din punctul meu de vedere ca și cetățean. Care ar fi? Păi, probabil diferența de probabil diferența de bugete. Deci aici și bugetele sunt doamna Moagher, numai este puțin. Da. Medicamentația este aceeași, cheltuielile adăpostului sunt aceleași, nu știu la ce vă referiți. Am înțeles. Ok, haideți să vedem ce zice și domnul Dumitriu, este vicepreședintele, îl cunoașteți. Am avut plăcerea de a-l cunoaște în Consiliul Local. Da, deci, doamna director, în primul rând, chestiunea, din punct de vedere legal, dumneavoastră a studiat-o, cum poate un UAT să-și mute adăpostul de câini la o distanță, pe raza altui UAT și din câte am înțeles eu, dumneavoastră, ați făcut acolo o colaborare în urma căreia, după o perioadă de timp, toată construcția, toată investiția pe care dumneavoastră am văzut acolo sunt sume mari, sunt peste 6 milioane de lei, deci 1,5 milioane de euro. Ar fi mult mai ieftin cel în Ploiești, construirea lui sau nu? Păi, în primul rând, că dumneavoastră, e ca și cum eu mi-aș construi o casă pe terenul domnului Cristescu. Și aș spune, domnule, mi-e mai bine la domnul Cristescu decât să-mi construiesc eu. Deci, din punctul meu de vedere, e ilogic. Pe de altă parte, dumneavoastră susțineți că le faceți un bine ploieștenilor pe care îi protejați de acești potențial 2500 de câini, care astăzi sunt 1000. Iar ploieștenii ăștia ar trebui să înțeleagă că acești câini aparțin comunității, acel HCL la care s-a făcut referire este un HCL luminat, s-a dat exemplu în toată țara românească, dar din păcate aplicarea acestui HCL a fost ca de obicei sabotată și nu numai de cei care atacă HCL-ul, ci și de faptul că nu s-a implementat o hotărâre a Consiliului Local Ploiești de peste un an de zile. Aproape un an. Sau un an de zile. Ei, și atunci... Hotărârea există din decembrie, hotărârea 502 din decembrie. Păi bun, există, dar tocmai asta discutam, că nu s-a aplicat până acum și atâta timp cât nu se lucrează la sursă, acești câini se vor perpetua și se vor înmulți. Și atunci problema este următoarea. Cu tot respectul, dar nu are treabă implementarea acelui proiect cu ceea ce vorbim noi. Păi are treabă, vă și explic de ce. Aș fi vrut de la dumneavoastră avantajele ploieștenilor pentru construirea lui în Ploiești. Bun, deci hai să depășim momentul cu avantajele, doamna Moagher, că aici discutăm de altceva. Eu înțeleg, deci nu există avantaje, măcar spuneți lucrurile acestea. Nu spune nimeni că nu există avantaje. Există, a zis doamna Alexandrescu. Și despre alte chestiuni care, doamna, părerea mea, nu sunt relevante, nu atât. Doamna Moagher, să vorbiți un pic mai tare, dar dați-mi voie să spun și eu ceva, și anume faptul că există niște avantaje, cum bine a subliniat doamna Alexandrescu, referitoare la buget. Una e să intervii de la Valea Călugărească în teren la Ploiești și cheltuielile de transport de și așa mai departe sunt mai mari. Adică, haideți să ne vedem așa cum sunt. 4,8 km de la adăpostul din Bucov până la cel propus la Valea Călugărească. 4,8 km. 4,8. Deci, cel puțin teoretic, dacă nu și practic, există 4,8 km plus dus întors pentru intervenție la un câine, sau mă rog, la un grup de câini, nu? Adică asta spun, adică totuși există niște avantaje, să nu le minimalizăm. Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Corect. Dacă se poate, da? Ok, haideți că aș vrea să nu vă ținem nici foarte mult și să concluzioneze domnul Dumitriu, după care să vorbim un pic și de petiție pe finalul primei părți. Vă rog. Bun, deci din punctul meu de vedere, în momentul actual nu văd nicio necesitate de a muta un adăpost și nu există o bază legală să se întâmple chestiunea aceasta. Deci aici nu avem prea mult
de dezbătut. Pe de altă parte, dacă în mod real vreți să faceți o dezbatere publică, nu se poate face la modul nu fiți de acord să fie un adăpost, adică e absurd, iertați-mă, dar nicăieri un municipiu în România, arătați-mi un municipiu care își mută adăpostul de câini la 2 sau 3 localități de la granița orașului, cu vreo motivație, și atunci și eu o să vă spun că într-adevăr e o soluție. Nu, majoritatea municipiilor nu prea mai au câini pentru că erau eutanasiați, iar eu nu am fost de acord cu eutanasierea. Bun, dacă nu i-ați eutanasiat, e un lucru foarte bun, dar toate municipiile iar au adăposturi de câini. Noastră, probabil, eu vin din Brașov, să vedeți că nu mai corespunde normelor și aici aveți dreptate că nu corespunde. Eu nu știu cum v-au lăsat autorități sanitar veterinare pe care dumneavoastră le invocați, să funcționați ani de zile în condițiile acelea care unele pentru sunt că am făcut toate eforturile care s-a putut an de an pentru a îmbunătăți. Bun, dar eu aș vrea nu să putem ajunge să la acele standarde europene care ar trebui. Doamna Mogher, aș vrea să concluzionăm și dumneavoastră să concluzionați, pentru că nu mai avem decât 7 minute din timpul alocat primei părți. În 30 de secunde vă rog să spuneți ce aveți de spus, doamna Mogher, și pe urmă și o să vă rog, cu permisiunea dumneavoastră, să lăsăm pe domnul Dumitriu. Vă rog, doamna Mogher. Eu atât aș vrea. Deci, în primul rând, dezbatere publică, ca toți ploieștenii au dreptul să-și expună un punct de vedere. Eu știu și vorbesc intruzilnic în legătură cu acești ploieșteni care ne spun clar, nu, vă rog frumos, nu construiți adăpost în Ploiești. E, nu sunt toți, acum să nu fim absurdi. Deci pe mine asta mă interesează, vocea ploieștenilor. Am înțeles. Bun, foarte bine. Stă la îndemână și sunt perfect de acord cu dumneavoastră și știți bine că sunt unul dintre cei care militează pentru civism. Sunt de acord cu dumneavoastră să organizați o dezbatere publică. Oamenii să vină să spună părerea. Asta vom face. Bun, asta intenționăm să facem. Haideți să ascultăm și punctul de vedere al domnului Dumitriu și eu vă mulțumesc anticipat pentru că ați acceptat... Și eu vă mulțumesc Da, deci o dezbatere... Bun, acum vedeți când există o tendință de a se face ceva acoperit de dorința populară, se recurge la tot soiul de metode. Am văzut de multe ori chestiunea asta în care sunt niște grupuri de oameni care vin și pun o presiune și spun, domne, nu vrem câini în oraș și nu vrem adăpost de câini. Acum, noi nu putem, dacă fiecare decizie a Consiliului Local s-ar face pe baza unor dezbateri publice largi, dar în primul rând ele trebuie să fie corect făcute. Deci dezbatere publică înseamnă într-adevăr o formă în care fiecare pe de altă parte, mie mi se pare că se încearcă acoperirea unei măsuri administrative sau unei decizii a actualului Consiliu Local pe baza unor sondaje pe care și în altă ordine de idei, atâta timp cât acest lucru este nelegal, orice sondaj de opinie cade în fața acestui aspect de legalitate. În altă ordine de idei... Și vă rog să fie ultima ordine de idei. Eu ce nu înțeleg venind din altă parte este că dacă un consiliu anterior, adică mi se pare și predarea aceasta ștafetei în administrație publică este extrem de importantă, dacă noi venim și năruim și am fost de față când printr-o adăugare pe calculator s-a anulat un HCL, o chestie complet nelegală. Deci acolo n-au fost avize pentru acea decizie. La ce vă referiți? Bun, mă refer că printr-un HCL... N-aș vrea să o mai ține. Mai sunteți doamna Maghia la telefon? A reclamat o nelegalitate. Aș dori să știu că aici deja reclamă nelegalitatea. Da, vă spun eu despre ce e vorba. Dânsul susține că în lege nu se permite construirea unui adăpost pe teritoriul altei localități, ci pe teritoriul unității administrative teritoriale. Localitate învecinată. Învecinată înseamnă maxim granița dintre localități. Adică Ploiești și Bucovina. Din orașe nu ai voie să construiești ferme de animale. E bine, acest adăpost de câini, dacă vă uitați în legislație, este echivalent a unei ferme de animale. Este fermă de animale. Are niște limitări la 100 de metri de jur împrejur. Exact, la Bucov... dar nu intra vilanul unui oraș. Domnule Dumitriu, doamna Mogher, vă mulțumesc mult. Trebuie să punem punct acestei discuții. O să refacem, o să facem o emisiune la care vă invit alături de invitații mei de astăzi. Da? Vă mulțumesc mult. De fapt, invitația vă făcusem astăzi, dar mi-a spus că nu puteți și rămâne pentru altă dată. Mulțumesc mult, o seară bună. Concluzie.
Deci concluzia domnului Cristescu este că orice s-ar face, dezbatem foarte mult și nu realizăm nimic. Deci avem un HCL bun la Ploiești care nu se aplică, avem un studiu de fezabilitate cu un proiect PSAP care a fost ras printr-o trăsătură de condei și acum avem un proiect care, numai așa la prima vedere, costă dublu și vrea să mute acest adăpost în afara orașului Ploiești la o distanță de cât ori fi, 10-15 km, să rupă complet de comunitate și să-l transforme într-o haldă de deșeuri în sensul acesta, chiar dacă el se va face foarte modern. Dar ceea ce nu înțeleg autoritățile publice, domnule, acești câini sunt niște ființe care au nevoie de căldura umană și de căldura umană a comunității care i-a generat. Dacă noi ne referim la ei ca la niște deșeuri pe care trebuie să le mutăm cât mai departe de comunitate, am pierdut complet esența problemei, nu mai discut de celelalte aspecte. Deci, în opinia mea, acest adăpost trebuie să fie apropiat, trebuie să fie, în primul rând, pe raza UAT Ploiești, și să poată să fie vizitat și să fie integrat în această localitate. Eu m-aș bucura, vă dau perfectă dreptate când vă referiți la acea hotărâre de Consiliu 502. Ea nu a fost pusă în aplicare. Ea ar fi strâns, acolo a subliniat foarte bine, acolo e cauza. Noi mergeam la cauză pe acea doamna problemă. Vrea să crească de la 1000 la 2500, da. Vă dați seama? Deci previziunile administrației publice locale din Ploiești e că probabil în următoarea perioadă vor fi 2500 de câini în loc de 1000 de câini. Dați-mi voie să vă spun eu de ce doamna preconizează un număr de 2500, chiar poate și mai mult, pentru că trebuie să luăm un telefon, mai avem 2 minute, mă roagă colegul din să nu vă uitați ideea, dar să știți că nu mai avem foarte mult. Alo, bună seara, repede că Bună seara, domnule Cristescu. Vă rog. Vreau să spun cu câinii ăștia care sunt astăzi va tăbără niște câini aici la serviciul ăsta la Găgeri. Norocul a fost că sunt nici cel mai iute așa, dar dacă era un copil sau o bătrânică, o punea jos. Nu i-a venit nimeni, am văzut de câine așa după stradă. Unde dar mă, zis? Că doamnele acolo spune că adăpost, că nu știu ce. Unde ați zis că s-a întâmplat? Până la Găgeni, la serviciul ăsta, după Găgeni. Bun, sper că doamna Mogher se uită în continuare la noi și își notează și chestia asta și să ia legătura cu invitatele mele și mâine să se ducă împreună. Nu mai putem să discutăm, am reținut ce spune. Știu. Vă mulțumesc mult de tot pentru înțelegere. O seară bună. Ia ziceți, haideți concluzie. Da, avem un singur minut, încadrați-vă cât puteți. Concluzia, dați-mi voie să spun, este ca un simplu cetățean, nu organizație, nu nimic. Este o rea voință din partea autorităților. Aici interesele sunt mult mai mari, nici de cum să găsim o cale civilizată, umană, de a scăpa de câini de pe stradă. Adică nu se pune în aplicare tocmai acea hotărâre exact, de Consiliu, care cred că e unică în țară. Care este unică în țară. Ați inițiat-o de când? De 2 ani? De un an. De ce? Bine, am muncit 3 ani ca să fie aprobată. Așa, de când munciți la ea? Da, asta de 2012. Așa, de 3 ani. La noi tot ce e bun nu merge. Da. Din păcate. Cred că trebuie să încheiem. Mai avem nimic. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Aș vrea să vă rog să acceptați invitația. Păi și haideți să vă spun de ce doamna Moagher preconizează, pentru că are contracte contract cu alte localități. Acceptați invitația acolo când oamenii semnalează, cum a fost data trecută și nu v-ați văzut. Vă mulțumesc mult, vă aștept într-o emisiune viitoare, inclusiv păi pe dacă semnalează numai oameni de ăștia în vârstă care deja mă enervez că mă mănâncă câinii. Nu vă mai enervați că intrăm în oricine, nu, aici oricine semnalează, e dreptul dumneavoastră, dar e un fals subiect, că noi tocmai asta vrem să rezolvăm problema exact, câinilor. Și să fie pusă în aplicare acea hotărâre de Consiliu care umblă la bază și nu mai permite perpetuarea speciei în mod haotic. Practic asta face acea hotărâre de Consiliu. Vă mulțumesc mult. Venim în partea a doua a emisiunii cu doi invitați din Consiliul Local. Vă mulțumesc mult.